Credincioșii din orașul Medjidia au avut astăzi bucuria de a se ruga la Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva. Ierarhul le-a amintit celor prezenți că Mântuitorul Iisus Hristos și-a început activitatea de propovăduire cu aceleași cuvinte ale Sfântului Proroc Ioan Botezătorul: pocăiți-vă căci s-a apropiat împărăția cerurilor. El a început cu aceleași cuvinte pentru că oamenii care voiau să-L asculte trebuia să-L și urmeze, să-L urmeze în învățătura sa. De aceea și pe noi ne cheamă acum la început de an Mântuitorul Hristos să urmăm cuvintele, să ne schimbăm viața, să nădăjduim, să credem și să căutăm împărăția cerurilor, care este cea mai vrednică dorire a noastră a tuturor. Și iată, dacă s-a vorbit după cuvintele prorocului Isaia că poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare, toți trebuie să căutăm această lumină, să ne bucurăm și să rămânem cu lumina lui Hristos în fiecare zi, căindu-ne și îndreptându-ne viața noastră. Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva din Medjidia a fost construită în perioada 1994-1997.